eu am încercat să filmez un intro și aparent cardul meu a zis format reset card camera, da, mă rog. Bă, salută, fratele Conac, și bine v-am găsit la un nou vlog. Uleanu pe acest canal. Mi-era dor de voi și vouă era dor de mine. Zic și eu. Îmi pare rău pentru ținuta mea, vreau să înțelegeți că aseară am venit după penultima ședință sau... Mă, nu, ultima ședință făcută iaseară. Gen, totul e foarte proaspăt. Și dacă pun ceva pe mine, simt durere. Și tocmai de-aia, până plec, măcar să mai stau și dezbrăcat. Așa, urmează să spăl și un pic tatuajul. Suntem un work. Avem work to do, mama, peste tot pe mine. De asta și aici la sub braț. Îi facem pieptul ăsta frumos. Nu e neapărat o fală. O să am eu timp să fac și fală. Astăzi facem un vlogul Leanu Forținis. Mergem unde credeți. Astăzi mergem cu Adrianos. Nu, nu e revanșa. O să vină și revanșa mea să-ți aici aproape. O să mergem cu Adrianos la șef la cuțite. Pentru că nebunul nostru se pare că participă la șef la cuțite. Și cine trebuie să-l încurajeze decât eu? Bine, puteam să-i fac acum. M-am gândit la niște variante, sincer. Dar nu, că pentru că știu că e ceva important pentru el. Așa că o să mergem cu el și cred că vlogul ăsta o să fie ceva legat, pentru că trebuie să ajungem și prin Cluj. Uț a zis, eu vreau să mergem în Cluj și după aia în Piatra Neamț, așa că o să fie două zile de foc. O să am camera după mine și gen, o să-mi iau și bateria cealaltă, o să iau și laptopul și în caz de ceva avem ce să facem, ce, cum, când, unde, știți? Și nu uitați, dacă nu sunteți abonați, apăsați butonul de subscribe cu clopoțel neapărat, pentru că ăla e adevăratul buton de subscribe. Dacă primești notificare, înseamnă că ești abonat. Salut, atenție ca mele. Follow pe Instagram, la Jegosul Suprem, pentru că, da, acolo postez chestii mult mai des. Shuu! Yes! Toată lumea mă întreabă, cu ce faci vlog, băi? Bă, o să iasă bine rău Anubis ăsta. Shira arată bine. Holy moly donut shop. Așa că să punem și noi niște... să ne spălăm un pic acia și să punem și noi niște cremuță și haine pe noi. Și o să revenim cu haine pe noi direct, știți? Gen, la voi o să fie secunda aia. Deci, practic, ne vedem într-o secundă cu haine pe noi. Altă viață, tată. Gata. S-a îmbrăcat și fratele. La freza asta nu prea am ce să mai fac. Dar contează că ne-am îmbrăcat. Mai luăm cecuța. Ce ne mai trebuie pe aici? Dăm de mâncare la... Eu încă am brad în casă. Dăm de mâncare la Coyot și la... Anubis afară și am plecat, așa că ne vedem în mașină. Afară e frumos și în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stăm de mult, dar în jocul. Am plecat, bă, afară e frumos, lacul n-a înghețat, păsările nu prea zboară. Bă, am ajuns la Adrianos. Mamă, ce pe mașina mea. N-am chef să plec la Cluj. Băi, nu mai știu care e geamul. Dar o să bat și-o la unul. O vedem cine răspunde. Poate bat dracul altcineva, că n-am cheie. Că nu răspunde la telefon, deci așa-mi face mereu. Cine bate la fereastră? Cine bate la fereastră? Uite, mă, vedeți unde mă ține Adrian? Bă, ieși, mă, la geam! Ce înseamnă asta, mă? Bă, mă, filmezi! Asta e... Fereastra, iese la fereastra. Da. Hai să vedem ce prepară, bă. Deci eu intru iar cu vlogul, mamă. Deci eu intru iar cu vlogul peste el, să vedem ce prepară. Sunt chiar curios, sper să nu fi închis ușa, să fi deschis și el ușa măcar. Eu, cine e, mă?
Bă, ce faci, mă? Stai, hai, mă, fată. Închizi ușa la câine, ne simți. Ce faci, mă? Ia. Neața. S-a trezit dulceața. Da, bună. Ce ai gătit, mă, ea? Am gătit o rețetă mediteraneană. Hai, arată-mi ce ai gătit. Mă. E aici, mă. Zii ce ai gătit, ceva mediteranean. Ceva, mă, o rețetă mediteraneană, mă. Cu roșii, măsline și ciuperci. Da, bravo. Ce fac, mă, Adrian? Tu ești pus pe întrebări de-astea că te filmezi. Da, fac, nu vreau să fac ție nervi. Mi-ai făcut și nervi. Cum nu ți-am făcut nervi? Nu, că am dormit așa, mâncați, deci stai ușor. Lasă-mă că mă dezbrac eu dacă n-am mai putut. Deci, Adrian gătește, ce ai gătit, mă? O rățită mediteraneană. O meridată... Păstrăv da, somonificat cu roșii. Ce păstrăv somonificat, mă? Păstrăv, ziua așa simplu. E ce? Există crap... Da, se poate. Carasificat? Bă, este păstrăv somonificat. Este păstrăvul cum este normal. Numai că seamănă cu un somon. Are, păi are dulci roșii pe el crap, de somon. Crap carasificat. Da, mă, e o rasă de-asta combinată. Da. Interrasială. Deci eu diseară de să mă duc în Cluj, dacă vine să crezi. Din Cluj în Piatra Neamț și din Piatra Neamț în București. Ai că și tu turneu, mă, te-ai apucat de concerte? Ce turneu? Te-ai apucat de cântat? Dar ce faci acolo? Mă duc cu un prieten de-al meu, cu Uță, să ia pe cineva de acolo. Adrian, băi, dar tu să mă iau dacă mai... Uite, ți-ai luat numai ție cafea, animalele. Nu am luat cafea de ei. Ce zici, mă, că o să fie acolo, să fie așa bine? Bă, dar am pus cum te duci tu la ceva cu țiteau? Nu m-am scris Larisa că să plictisea acasă. Că lasă că stai prea mult acasă, ia să te înscriu. Și m-am scris și la Masterchef. Ce și la Chef la cuțite, da. M-am scris la toate concursurile culinare. Ca scape de mine, mă, femeie. Larisa, m-am scris la toate concursurile culinare. Da. La cât vrei să plecăm? Plecăm la 4. La 4? Bă, tu ești idiot la cap. Bă, tu vrei să te pleznesc, pe bune? De ce, mă? Păi da, bă... Nu ai spus, băi, animalul la 4 să fim acolo, de-aia nu am mai dus la păi socul. Păi da, mă, băi, fii atent, ascultă-mă! Mamă, păi până mi se face aia... Deci te bat. Jur. Cam așa de curge treaba cu Adrian, mă, de fiecare dată când vine la el, e supărat. Asta am zis că mi-ai dat și mie să mă numi foame până la nimic, dar n-are nimica. O să-ți trag preparat un vlogging? Da. Bă, dar arată bine, vrei să te mint? Așa l-ai cumpărat, nu? Da. Și acolo ai restul? Unde? Salut! La pauză! Ce fac, mă, fetiță? Băi, frumoase! Atena! Ce fac, mă? Ce faci? Ar trebui să ce faci? Eu? Da. Bă, până la un... 6 jumate, 7 să luptim. Și nu cred că n-aș vrea acolo, gen. Unde? În Cluj? Habar n-am. Că cred e ceva. 6 ore, cam așa. Ești pregătit, mă? Băi, rupă-i acolo. Ce înseamnă? Sunt frumos, sunt de succes, sunt elegant și mă țin nevastă. Da, ne. Hai, bravo. Am eu grijă de el, nu-i bai. Stai liniștit, Larisa, că am eu grijă de el. Da, da. Cu mine ești casă și singur. Haide-mă. Hai. Oh, ce drăguț! O să ai! Avem o scenă aici când, bine, n-am putut să o filmez, dar avem o scenă când... Ai făcut un preparat pentru nivelul 2 al Masterchef-ului. Ohoho! Pa, Larisa! Pa! Avem aici în spate am mașina. În spate am mașina. Am avut parte de o scenă în care bărbatul a plecat pentru a face familia mândră. Și femeia a rămas la vatră. Acesta este deznodământul. Băi, tu vrei să faci vizualizări cu mine? Da. Insula dramei totale. Ia uite de aici așa. Adriane? Și ce era frumos? Da. Nu, aud eu la 6B8. Știi ce era tare, Adriane, să-ți fac eu acum? Să te fi dus acum în partea opusă, pe la mine, pe la țară, pe acolo, știi? Ca revanșă pentru ce mi-ai făcut-o atunci.
Dar știa că ți-o coc și îmi dă lumea mesaje. Bă, când te răzbun pe Adrian? Adevărat? Ho-ho-ho! Și o să ți-o fac eu pe asta odată, dar lasă să ajungi în final acolo. Și când e să ajung la finală să te duc, nu o să te duc. Să pierzi finala din cauza mea. Spun la-i tu, mun la-i tu, watch me when I'm winning, I'm winning like that, spun la-i. Bă, să-mi aduce aminte data viitoare când vin la tine să iau suportul ăla. Ce faci, mă, dai tu? Așa făcea la toți taximetriștii din Istanbul. A? Da, zicea mi, automat. Automat. Ea nu știa engleză, da. Și le puneam una și hai, zam. Bă, noi vă pupăm și mai facem vlog de când în când, așa că n-avem ție să filmăm, n-avem material deocamdată, că mergem, ne mai băgăm și noi un blanto. Hai că bagi. Un blanto de-asta, hai pa. Bag un blanto. Am ajuns aici, boys. Universitatea română americană. Mă, uite ce mașina mea, mâncați și pe rând. Ai emoții, mă? Da, hai să vedem care-i treaba. Pune... Hai mai să vedem. Am venit cu jeans frumos, eu am venit cu pungă de rafie. Hai mă să vedem ce se întâmplă aici. Băi, eu am venit cu pungă din aia de rafie, mă, mâncați în gura ta. A venit al meu cu pungă de rafie. De la mega imagine. Dar unde ai văzut afișul ăla, mă, cu șef la cuțite? Ha? Unde ai văzut afișul cu șef la cuțite? Uite aici. Unde? Pe stradă l-am văzut. E nebun, pe cum să n-am eu pentru așa ceva. Ce notă vrei să iei? 5. Cât? 5, bă, ăștia foarte mici. Ce fac? Acule, faci probleme, semnătură concurent. Să vezi și semnătură trafie. Ai emoții, mă? Normal, îți dai seama. Mamă, deci cum, mă întreb cum pun eu pește, dita mai peștele, bă, pe farfuriile alea mici. Îl pui, mă, îl pui. Ia, mă, dă să te văd. Ia, uite-l, mă, 10-20. Bă, nu știu, am un deja avut cu 10-20 ăsta. Mm. Ia zi, mă. Zi, te ia sau nu te ia? Mă ia, mă. Ce fel să uite ia pe acolo, invidioși pe tine? E trește de acolo. Eu, bomba atomică, e copilul cu țâțe. Bă, de ce n-am venit să faci și nu știu facultate aici? Te mă, că e ce facultăți au ăștia, mă, mâncați și gura ta. Mm. Da, bă, băieți, din păcate, eu o să las pe Adrianus aici și o să plec. Asta este... Plecăm spre Cluj, așa că vi las pe Adrianus aici ultima oară când îl vedeți și apoi... dacă vă mai arăt ceva, dacă nu, vlogul următor, God că fără. O să fie legat. Adriane, baftă, frățioră! Mersi! Vă pup pe toți! Una cu pe zonă, frate, cu live vor o tonă. Este la înălțime, zici că filmează din dronă. Cu o comunitate ce o să prindă ușor formă. Și contur mai friend, totul la întreagă normă. Tu dormi, mă, dacă nu haide și tu pe live. Cu OMTV, Far Cry, PUBG, this is the life. Caterincă peste caterincă, dau cu stil și lirică. Beau coniacul cu conacul, aventura zilnică. Conacii pe treabă se strâng mie după mie. Până ce ajung mai mulți ca stelele în galaxie. Așa trebuie să fie, să se audă peste tot. Faceți multă gălăgie, conac cu gaming în top. Dacă apreciezi ce face omul, bagă un subscribe. Însoțit de un coment, un share și de un like. Iar cel mai important, și-au transmite mult vibe. Ăsta a fost T-Rex 1-2, probă de mic.